Incendiu uriaș într-o localitate din județul Vrancea. Flăcările s-au extins cu repeziciune și au cuprins case de locuit, anexe, grajduri cu animale, cotețe de păsări și alte spații din 7 gospodării. Circa 30 de pompieri au intervenit cu 9 autospeciale pentru stingerea focului. În ajutorul lor au sărit și sătenii. A sărit lumea pe aici, a sărit băiețul ăsta. Aici a fost primul că s-a sărit pe graj. Eu m-am sărit pe graj de acolo. A, a filmat, a, a cărat apă, piscări. Păresc cu găles toți. M-am dus cu s-o cauți bunica mea, să văd unde. Am intrat, n-am putut, era prea cald, prea fierbinte. Am scos-o, ea vrea să vin înapoi, am ținut-o doar în drum. Nimic, nici atât n-am scos. Cât am avut-o în casa asta, mai zic. Misiunea pompierilor a fost îngreunată de vântul care a suflat fără oprire, favorizând astfel intensificarea și extinderea flăcărilor. A fost o intervenție dificilă datorită propagării violente a incendiului și, într-adevăr, focarele au fost un număr de 5, incendiu propagându-se datorită curenților de aer pe o suprafață foarte mare, în total arzând circa 1200 de metri pătrați de locuințe și anexe. Acum autoritățile județene și locale caută soluții pentru ajutorarea familiilor nevoiașe afectate de incendiu. Totodată, anchetatorii trebuie să stabilească și de la ce a pornit focul, dar și care este dimensiunea pagubelor. Potrivit Mediafax, pompierii spun că este posibil ca focul să fi pornit de la un coș de fum necurățat.